O altă invitație pentru dumneavoastră acum, dragi ascultători, de această dată în județul Mureș. Sunteți chemați și așteptați să vă prindeți într-o horă a satului. Cel care ne invită pe toți este domnul Ștefan Costea, căruia îi spun bun venit în emisiunea Lada de Zestre. Bine v-am regăsit aici pe meleagurile Târnavei Mari, la interferența județului Mureș cu județul Sibiu. 11 iunie. Așteptăm cu mare drag duminică la un eveniment care a început în 2014. Cred că la inițiativa, la inițiativa preotului paroh Marius Moldovan, unde vrem să readucem în ulița satului jocurile și cântecele populare, așa cum era odată jocul și cântecul de uliță. Și încercăm să reînviem, încercăm și poate vom reuși să reînviem aceste obiceiuri frumoase, unde veneau feciorii, se cunoșteau, socializau cu fetele, ei mai bătrâni stăteau pe margine și, cum scriam eu într-un articol, să uitau vorba lui Marin Sorescu ca la panorama, babele, tot suflarea satului. Și atunci, acum vom avea duminică o ediție, nu mai știu câta, a horei în sat la Criș, Comuna Daneș, județul Mureș. Comuna Daneș, județul Mureș. Unde Radio România, antena satelor, este prezentă cu desăvârșire, credeți-mă, și unde suntem parteneri de la prima ediție. Este și hramul bisericii, înțeleg? A fost hramul bisericii, dacă mai de mult se ținea de hramul bisericii a doua zi de Paști, dar din anul acesta, din motive pecuniare, știți cum e? E foarte bine că se ține, nu mai contează că s-a schimbat, data chiar este lipsit de importanță. Avem o colaborare bună cu biserica, pentru că și eu sunt dascăl. Și biserica este foarte mult implicată și a fost de-a lungul veacurilor în devenirea noastră, ca neam și în educația noastră. Bineînțeles. Trebuie să reînviem împreună, să facem ceva, mai ales pentru satele românești, să nu mai precetine vii, să facem ceva de suflet măcar, dacă altceva nu putem face. Domnule Ștefan Costea, să le spunem ascultătorilor Antenei Satelor cine sunt artiștii care vor veni duminică în Comuna Daneș. Da, sunt nenumărați. În primul rând, Drăgălașul de ansamblu Mureșul, care e nestemat cu orchestra condusă de Zoli Bambo, cu solistele acelea cu State Vechi, Dorina Oprea, Leontina Pop, Dorina Grad și așa mai departe, și directorul Drag Nouă, care este socorean. Mai sunt văd aici pe afiș, nestemate, da. Mircea Marcos, care cu State Vechi în Fonoteca voastră de aur, e Aurelian Suciu, care e un neprețuit și teolog. E un doinitor grozav de la Târgu Mureș, care se numește Nelu Sămărtean. E Victoria Mețescu de la Sibiu. Două fete care sunt grozave, Bianca și Diana Crețu. Mai avem pe Mihai Șuteu, care e un sufletist și un colaborator, care se ocupă și de sunetul nostru. Mai avem pe Daniela Vlad și apoi diverse
radiouri locale, televiziunea, TVA și... Da, nu putem să anunțăm televiziunea. Nu le pomenim, da, că da. Poate... Văd aici pe afișe trecut și Vasile Pora, dansatorii și grupul vocal din Daneș, Cristian, da, Bucur, sigur. Sunt de-ai dumneavoastră, ca să spunem așa. Cu siguranță că trebuie și cei de-a locului, da, și nu vrem să ne lăudăm, dar nu... Dar aveți deci cu ce? De la calitatea folclorului. Ora de începere este ora 14. Da. Și cine va prezenta spectacolul, domnule Costea? Spectacolul de la ansamblului Târgu Mureș, la ora 14, intră ansamblul Târgu Mureș, Mureșul din Târgu Mureș, îl va prezenta și îl vor prezenta ei, vă dați seama. Da, da, da. Dar după aceea prezentatorul va fi, cred că, Mihai Șuteu. Mihai care Șuteu, cel care profesor de istorie, apare și aici pe afiș. Am ales și noi un cântec cu doamna Victoria Meițescu de la Sibiu. Am văzut că și dumneai se numără între cei care vor urca pe scenă la Daneș, în comuna Daneș, județul Mureș. Rețineți, dragi ascultători ai Antenei Satelor, ziua de 11 iunie. Evenimentul l-ați intitulat, domnule Ștefan Costea, Horansat. Preotul l-a intitulat. Preotul. Dumneavoastră cei care organizați. Este bine de știut, da, că majoritatea dintre cei, în afară de ansamblul Mureșu, chiar și ansamblul Mureșu cu prețuri modice, vin onorific. De dragul oamenilor și al reînvierii și a folclorului. Pasiunii. Și al reînvierii, dorinței de a reînvia Horasatului. Mergem mai departe, da. Mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes și dumneavoastră și tuturor mulțumim celor implicați în acest drag, eveniment. Vă iubim, vă respectăm, vă apreciem.